Bine ați venit sau revenit pe canal. Mi s-a cerut foarte mult vlogul ăsta în care să vă invit pe Denisa Caragea. Vom filma un vlog cu întrebări și nu o să mai am spațiu de stocare. Cine avem noi aici? Avem o invitată specială. Filmăm un vlog nou. Gata. Mă zărată că n-am mai filmat niciodată vlog și am explicat că oricum tai la montaj. Meci. A surtat. Pantaloni albi. Nu știu dacă se vede. Pantaloni albi cu așa. Ea se încalță. Vlog. Acum suntem în mașină, așteptăm să vină sora mea și suntem cu treburi, cu chestii, foarte bombate. Mai devreme și-am dat un cup de gheață pentru că mi-este foarte cald și în condițiile astea meteorologice. Stai înghesuită. Bun, începem cu prima întrebare. Ce platformă folosești cel mai des? Cred că cel mai des folosesc TikTok-ul pentru că asta a fost prima platformă pe care m-am dezvoltat, pe care am crescut și am început să postez la mișto, să zic așa, pentru că a început totul foarte spontan, neprevăzut totul. Exact. Am pus un videoclip în care îmi băgam Adidas-ul într-un aparat de înfuriat, era la o clinică. Și a devenit viral. Peste noapte a făcut peste 300.000 de vizualizări. Și nu te așteptai. Nu mă așteptam. Mm-hmm. Ușor, ușor a început să-mi crească și Instagram-ul. Apoi au venit urmăritori. Practic de la TikTok a crescut. Da, exact. Eu cred că cel mai mult Instagram-ul folosește și pe locul de la. Crezi că TikTok-ul este benefic sau dăunător pentru cultura noastră? Depinde ce urmărești. Contează foarte mult ce apreciești, ce genul de videoclip urmărești. Dacă eu apreciez prostia pe For You, exact. Stau pe fiecare o să-ți apară numai tot prostii. For You-ul meu, tot... Adică, practic, TikTok-ul poate să te și strice, dar poate păi să da, te da, și învețe da. Ceva bun. Dacă... TikTok e foarte bun să-ți promovezi o afacere, să împarți anumite informații cu publicul. Să-ți găsești clienți, să te dezvolți tu pe tine, să-ți faci prieteni noi, comunitate. Să te ajute pe partea financiară, este și asta o variantă. Eu văd avantaje în TikTok. Dacă de multe ori te mai și enervezi când apar hateri și... Te enervezi vreodată? Nu pot să zic că am atât de mult hater pentru că n-am fost atât de vocal în mediul ăsta. Am făcut TikTok-uri încât să nu deranjez pe nimeni. Haterii sunt la orice colț. Oricât de bun ai fi, tot apar, uite, de exemplu, intri pe un live. Apar oamenii ăia care comentează urât. Te afectează chestia asta? Nu neapărat. Pentru că am pe mami moderator și imediat îi elimină. Bun, așa! Chiar am persoane minunate care sunt atât de mie. Te ocupă, da, e perfect. Și preferi să trăiești la țară sau la oraș? Ambele. Pentru că... Îmi place viața la țară foarte mult. Am copilărit la țară și nu simt lipsurile. Când eram la țară nu eram atât de... Nu eram înstărită neapărat, dar eram foarte fericită și parcă aveam de toate. Mai mănânci o roșie din solar, un castravete, nu știu eu, un ou de la găinile tale, adică... Și oamenii sunt mai prietenoși. În schimb, îmi place și la oraș, pentru că ai unde să ieși, ai o terasă, ai un par mai mare, ai... Se cam bine pe mâna mea. Cred că-s trimit-o. Te-am trimit! Cine și-a băgat mâna după spatele meu? Am vrut să mă simt șocărnită. În țigarne sau oase? Ce trebuie. Ai o relație bună cu frații tăi, sora ta? Să spun că sunt sora ideală, pentru că îmi răspăt sora cu tot ce vrea ea. Vrea în oraș, o duc în oraș. Vrea la film, vrea este la că eu știu. Vrea să-și mă găsesc mereu cu ea, mor. Adidas, dar nu primesc la schimb... Bine, e mai mică totuși, nu? Bine, e mai mică, da. Îți place să-ți asumi riscuri? Nu riști, nu câștigi. Dar în orice risc, nu? În ce sens? Adică depinde de context. Păi dăm ceva exemplu, să poți să mă... Într-o relație ți-ai asumat riscuri. Da. Dar consider că persoana respectivă merită orice risc din partea mea, orice sacrificiu, de ce nu? Dar să consider că merită, altfel nu. Ești strângătoare sau risipitoare? Cum te vezi tu așa? Pentru mine, sunt strângătoare. Nu-mi place să cheltuiesc banii pe mine, pe mofturile mele. Dar, în schimb, pentru sora mea, aș da toți banii. Sau pentru persoanele la care țin. Și îmi place mult să fac cadouri. Îmi place să-mi fac și mie cadou. Cred că trecem la întrebările despre relații. Ce trebuie să facă un băiat să te se ducă? Să fie natural, să fie bine crescut, să fie respectuos, să aibă ceva al lui. Primul rând, să fie inteligent, să fie amuzant. Și asta, clar. Da, și cam asta. Și pe partea fizică... Să îmi place cele. Nu am asta. Ai de-astea? Nu, n-am chestii de-astea. Dar uite, nu-mi plac băieții care se îmbracă foarte colorat. Îmi place să fie mai simplu, mai clasic.
cam din toate punctele de vedere să fie pe lați. Mai finuț. Mai finuț, da. Cuci Adidas alb. Când cu o cămașă albă. Da. Și Adidas alb, adică chestia asta atrage super mult. Ai experimentat vreodată dragostea frumoasă? E cu duș întors. Fiind copil simțeam altfel lucrurile. Era mult mai mică, chiar mult. Că se întâmplă asta acum vreo 4 ani, cred. Așa, la... doar în capul meu. O iubire doar imaginară. Aia cam așa e. Doar ne imaginăm noi ceva, dar nu e nimic de fapt. Dar nu era nimic. Totul se întâmplă doar în capul nostru. Într-un fel, eu îmi făceam planuri, filme, dar... era doar în capul meu. Da, dar uite, noi nu conștientizăm la vârsta aia. Da, dar parcă îmi și plăcea să supăr sau să mă prefac că supăr, nu știu. Era chestia aici. Era moda. Era moda. Mătrea mea așa era. Da, era chestia aia. Bă, vedeam toate fetele că supără și eram, bă, dar cum e oare? Nu după ce să supăr și eu. Da, da. Nu preferi relațiile serioase sau pe cele casual? Doar relațiile serioase. Timp, energie, doar o relație sentimente. Serioasă. Da. Da, doar o relație serioasă, nu. Cel mai bine este cu nu sunt de acord cu aventurile, normal, cu altfele relații. Să te concentrezi pe tine și dacă vreodată cântă găinile și cocoșii pe puntal nescuzați sunt de la țară. De ce nu ne place la noi? Încep tu? Urăsc faptul că sunt foarte sensibilă, plâng foarte ușor. Și mă lasă afectată de toate lucrurile care nu ar trebui neapărat să mă afecteze. A, și fizic. Nu-mi place că m-am îngrășat, nu-mi place... A, și eu am la fel, destul de multe complexe, dar încerc să mă iubesc așa cum sunt și să-mi placă de mine așa cum sunt. Suntem popușeri. Nu o să merg la Barbie neapărat. Păi tu ești deja Barbie, îmbrăcată, machiată în Barbie. Am deja viață de Barbie, ce să mă mai duc la filmul Barbie? Zicește doar Ken. Ken, lipsește Ken. Ken, dacă mă vezi, să știi că te aștept cu nerăbdare. Dar, până la urmă, ce nu-mi place la mine? Nu-mi place că uneori sunt dificilă, uneori nu-mi place că mă enervez foarte repede. Și eu la fel. Încerc să-mi reglez chestia asta. Am văzut sunt agitată și tremură în picior. Eu, al meu? Gips mă leagănă. Nu-mi place că sunt foarte agitată și vreau să fac totul cât mai repede. Trebuie să fiu mult mai calmă și să am răbdare. Nu am răbdare absolut de lumii. Eu sunt o persoană chiar drăguță, nu-mi fac că plâng. Unde ai călătorit ultima dată? Ultima mea aventură a fost în sălbăticie. Aventură? Aventură, expediție, cum să numesc? Da, da, aventură. Ultima călătorie a fost în pustietate, în sălbăticie. Și eu vreau. Am fost într-un camping. A fost o experiență de neuitat, n-am avut apă, n-am avut curent, n-am avut lumină. Și e mișto așa, e interesant. A fost o experiență, poate că nu se va mai repeta vreodată. Dar ți-a plăcut. Pus o să o retrăiesc, dar mi-a plăcut și îmi voi aduce aminte cu drag de. Dar nu știu, mi se pare mai interesant așa. Am urcat pe munte, am băut apă din râu, n-am avut magazine în jur. Am noi mici și era furtuna afară și se oprea curentul, știi? Da, a fost o pană de curent, că în mod obișnuit era. Da, uite, mie-mi plăcea când se oprea curentul și aprindeam lumână pe casă sau pe lumină. Și mi se părea interesant și mi se părea amuzant. Stăteam toți, nimeni nu mai era concentrat pe altceva, eram toți acolo, vorbeam. Și ne-am călătorit eu ultima dată la mare, să și știe, vă aștept să vă uitați la vlogul meu de la mare, de la Costinești, să vedeți. Ce-am făcut pe acolo și cum a decurs totul. Eu am văzut vlogul. Și zic cum e. E super. Este super. Mi-e făcut poftă să mă arunc în mare. No. Ce părerea mea despre tine? Mm-hmm. Nu știu dacă pun asta, dar... Păi... Wow! Mare, talia mică, zâmbet drăguț, ca personalitate e de apreciat. Hai că o tem la montaj. Nu tai nimic. Nu știu să te tem, nu tai. De ce m-ai întrebat părerea așa, sinceră? Mm-hmm. Ai un caracter frumos, să-mi zici și ce văd. Da, are o problemă cu fizicul meu, o problemă. O problemă? Păi, doamne, probleme și mie de-astea. Am cunoscut multe fete și mi se pare că ea. Nu te-am auzit niciodată în jurând. În jur. Deci, cum o vedeți și pe internet și așa, super finuță, super... Ea pe internet poate fi, vorbesc frumos, nu știu ce, și în realitate de-a mai lucrat, așa era, toată lumea jura. Nu, ea nu există, mult prea finuță, mult prea vorbește foarte drăguță. Mulțumesc! Și foarte simțită și foarte educată. Am aceeași părere despre Pips. Mi se pare că e foarte educată și îmi place super mult asta. Că altfel, nu știu, nu mai eram așa.
noi. Ce mai îmi place la Bipse că simt foarte bine în preajma ei. Da? De toate că n-am ieșit de foarte multe ori, nici n-am așa apropiate să zic, că nu ne-am întâlnit de prea multe nu ori. Dar mă, fac să mă simt bine cu tine, pot să fiu deschisă. Mm-hmm. Da. Și e un lucru foarte... Contează foarte mult conexiunea. Noi, dacă vorbim, avem ce să vorbim. Păi, găsim subiecte. Oho! Așa, să mai face din asta. Așa. Bine, aveam că film noi aici nu există. Dale, alea. M-ați dorit foarte mult să o aduc în vlogul meu, așa că uitați-vă aici. Ia-mi pe soara. Să le dăm un pic. Hai. Sub glos. Îmi place și cadrul, deci după cum puteți vedea, eu chiar mă implic. Nu, că eu am spus acolo să filmăm. Am prins amării, mi-am pus un ventilator, am pus un ventilator. M-a dat cu parfum de mare, gură. Am mai apucat să filmăm tot, am mâncat, am făcut vlogul. Ziua 20 în Costilești. Am mâncat. Și am venit să facem poze. Am venit să facem plajă. Poze. Pare capul de numai pot de la căldură. Am stat cu cubulețe de gheață după mine.